Bună ziua! În acest video o să vă prezentăm o revizie la un Kawasaki Brute Force. Este vorba de un model 750 pe injecție. Nu este diferit față de cel pe carburație la revizie, la schimbul de ulei. Dar ce este diferit la Kawasaki? Avem frâna. Frâna lui este pe niște plăcuțe care stau în ulei și necesită un ulei special. Dacă nu îi punem uleiul respectiv, nu o să mai aveți frânare. De aceea este ceva mai deosebit. În rest, nu este ceva diferit. Uitați cum este grupul de pe spate. Da. Se vede bușonul. Ok. O să începem. Ne pregătim sculele ce avem nevoie, uleiurile și începem. Ok, începem cu grupul de pe spate. O să-i dăm jos scutul. Are o protecție mică de plastic aici. O să-l dăm jos ca să nu se prelingă uleiul. E mai bine așa. Ok, am desfăcut protecția. Acum avem aici un bușonul este un șurub cu imbus de 5. Îl desfacem și o să curgă uleiul. Punem un recipient și desfacem. Okay. Pentru a curge mai ușor, îi desfacem și butonul de umplere. Și acum curge mai ok. Așteptăm să se scurgă. Ok, după cum v-am spus, la grupul de pe spate este un ulei special. O să vă lăsăm linkul în descriere. Am scos din bidonul de 1 litru. Am scos și am lăsat la acest model între 720. Deci am lăsat exact cât trebuie, ca să ne fie mai ușor. Așa. Uitați cum arată uleiul. Da. Este galben și este foarte viscos. Ok, acum pentru că am măsurat, o să-l punem pe tot. Ok, punem bușonul la loc. Cu ajutorul unei câlnii o să punem uleiul nou. Da, și o să-l punem pe tot pentru că am măsurat dinainte recipientul, l-am lăsat exact cât trebuie în el. Dacă nu, puteți să puneți și să verificați, dar v-am spus să vă uitați cât intră la fiecare model în parte, nu la toate intră la fel. Punem și apoi o să punem bușonul. Filetăm bine. Așa.
curățăm excesul. Da, și am terminat cu grupul de pe spate. Este bine ca la orice ulei, după ce faceți schimbul, să-l verificați și de pilitură. Astfel veți ști dacă aveți ceva probleme, să nu continuați să desfaceți înainte pentru a vedea. Acesta pare că este ok, nu are nici urmă de pilitură. Așa e bine și la motor și la grupuri, v-am spus, pentru a întâmpina problemele eventuale ce ar putea urma. Punem și scutul la loc și am terminat la partea de pe spate, ne mutăm la partea de pe față ca să terminăm cu grupurile și apoi vom lua motorul. Am mers pe această variantă deoarece l-am pornit înainte și să se scurgă uleiul în baie, dar nu contează ordinea, puteți să începeți cu motorul cum doriți, nu are niciun fel de importanță. Ok, ne-am mutat la grupul de pe față. La fel, avem un bușon, da, aici, tot cu imbus de 5. Aici nu e nevoie să dăm scutul jos pentru că avem orificiu pe unde să se scurgă, decât îl desfacem. Așa. Ok, desfacem. Da, și acum o așteptăm să se scurgă, până una alta îi dăm drumul și la bușonul de umplere. Da, este aici pe partea dreaptă, lângă planetară. Aici, exact lângă planetară. Facem ca să tragă aer să se scurgă uleiul mai repede. Ok. Și acum așteptăm să se scurgă uleiul. După ce s-a scurs uleiul, punem bușonul la loc. Da, la acest model, la grupul de pe față, intră ulei 10-40 ca și la motor. Deci o să băgăm același tip de ulei și la grupul de pe față și la motor. În carte scrie că intră 400 de grame. Noi am scos, nu știu să zic dacă 200. Deci uitați, acesta este tot uleiul ce a curs din el. Da? Deci, nu știu dacă sunt 200 de grame aici. O să verificăm după aia. Dar noi o să punem ca la carte, cum scrie în manual, așa o să punem. Așa, uleiul este acesta. O să mergem pe motul 7110-40 și o să punem 400 de grame la grup, apoi restul o să punem la motor. La motor intră 2,2, o să punem tot la fel, 2 litri și apoi o să verificăm la jojă. Ok, punem uleiul, deci pe partea dreaptă la fel, cu ajutorul unei pâlnii. Avem o pâlnie improvizată cu un furtun ca să ne fie mai ușor. Puteți să puneți și direct cu bidonul, cum doriți dumneavoastră. Bușonul de umplere are o gaură destul de mare. Ok, punem 400 de grame. Punem bușonul. Da.
Și acum le vom muta la motor. Ok, acum la motor avem bușonul de golire. Da, avem orificiu aici. Așa, desfacem și joja ca să tragă aer să se golească mai repede și așteptăm. Desfacem și joja ca să tragă aer. Ok, și acum așteptăm să se golească. Ok, punem bușonul la loc. Ok, desfacem și filtrul de ulei. Ok. După ce l-am slăbit, putem să-i dăm la mână. Acum, filtrul nou. Ungem un pic cu ulei. Da, și-l fixăm. Terminat și cu filtru. O să mergem la motor. 2 litri fix și apoi o să verificăm la jos dacă mai necesită. Verificăm joja. Verificăm la joja. Da, este 3 sferturi. Lăsăm așa deocamdată. O să îl pornim, o să meargă puțin și apoi mai verificați încă o dată. Cam asta a fost, cam așa se face un schimb la un Kawasaki Brute Force. V-am spus, este la fel la mai multe modele. Ce este diferit? Este cu acest grup de pe spate unde intră un ulei special pentru frâna lui. Cam asta a fost. Vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați like și abonare la canalul nostru.